Șansa mai mare este atunci când încerci să mergi într-un drum de la bătătorit. Ori la națională, subiectele care se fac sunt unicate. Nu există în literatura de specialitate. Deci, nu. Și acolo, elevul este mult mai inventiv, mai creativ decât profesorul. Și, de exemplu, profesorul se blochează. El, antrenorul copilului respectiv, se blochează. Atunci elevul găsește soluția. Eu eram entuziasmat când ieșeau de acolo. Întrebam, ce e soluția? Care am avut într-un an, îmi amintesc în 96, o fetiță mi-a dat o soluție din clasa 10-a, care a fost unicat la nivel național. Deci ea a găsit o soluție alta decât în bani, alta decât tot. Și odată ieșită, mi-a explicat. Am o soluție de un profesor, hai să facem. Și mi-a explicat-o odată, eu am făcut chemare, am început cam un moment stresat, ea a zis, da, n-ați înțeles. Zic, da. Atunci ea, încă o dată, ne explică și a doua oară a făcut efortul maxim, dar pe jumătate am înțeles-o. Și ea spune, domnul profesor, că vreau să fiți atent, nu m-a explicat atât. Ea treia oară vă explic și dacă acum, eu știu că sunteți un profesor foarte bun, nu se poate să nu înțelegeți. Când mă gândesc, m-a pus așa de bine la puncte, cât am făcut de așa, au trecut fiori prin mine și dădus-o soluție unicată. Așa, da? Asta este explicația. Iar eu ce fac în lecții mele, ca să încheie discuția, că eu sunt în direct acum, o să auziți și discuția asta, că, mă rog, rapor, da? Mă bucur mult că ați intervenit. Și ce vreau să vă spun, că ce urmește este partea creativă a copilului. Dar te sesizați, lasi ideile să curgă din partea lor. Asta mă interesează cel mai mult. Mă bucur că sunteți cu ochii pe prof online. Spuneți tuturor! Nu numai asta, dar ce soluție am eu este următoarea. Ideea care vreau să o spun.
la nivelul școlii, la alte școli, mergi și spune, domne, trebuie făcut ceva ca și alți copii care nu știu să poată beneficia de asta. Deci să meargă, să vadă pe proful online, să intre pe internet, să vadă... Da. La șapte clasa 8-a sunt lângă mine aici și răspund închei profesorul dată că noi avem treabă. Avem un cicat, iar sunt un cicat, avem un mare. Avem bani, avem bani. Așa, bună seara și bine ați revenit cu Dara cu profumul. Deci, bună seara și bine ați revenit cu Dara cu profumul. Da, mă, tema pentru acasă, nu mă repede. Tema, stai în profumul. Intervale, intervale în ieri. Intervale în ieri. Intervale în ieri. Da. Definiție. Reprezentare, deci ce înseamnă interval mărginit, interval nemărginit. Așa. Deci, haide să ne imaginăm axa de ală. Noi ne vorbim, da? Axa de ală, cu dreapta, pe care o folosim ca și cor, pentru a reprezenta toate numele reale. Adică, undeva, pe dreapta asta fixăm un punct care va fi zero. În partea dreaptă reprezintăm numele pozitive, dar în partea asta sunt numele negative. Voi știți asta, a făcut într-a șasea chiar. Și ce am reușit până în clasa a șasea, nu știați decât faptul că mulțimea numelor naturale cu care de fapt a sporit în clasa de ian, formată din numele 0, 1, 2 și mai departe. Deci mulțimea numelor naturale am prezentat pe o începând serie de lecții la clasa 0 cu povestea cifrelor. La clasa 0, pentru copiii de clasa 0, am început cu povestea cifrelor. Povestea cifrelor de la 0 până la 9, după care am făcut numele, combinații puse pe acolo. Ei, 1 le luăm în cadrul de măsură 1, iată 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Asta e mulțimea numărul natural. În clasa a 6-a, la sfârșitul clasei a 6-a, ați vorbit de o mulțime mai mare, pentru că la momentul acela, 7 minus 10, 6 minus 10, până în clasa a 6-a, la sfârșit, spuneați, 6 minus 10 nu se poate. Da? Nu se poate. Aici ați spus, da, se poate, face minus 4. Vorbim de mulțimea numerelor negative. Întregi. Deci, acum completăm mulțimea numerelor naturale, care era partea asta, cu partea cealaltă, pe care n-am atins-o deloc. Este vorba de numerele minus 1, minus 2, minus 3, și așa mai departe. Împreună, naturalele, împreună cu mulțimea asta, formează mulțimea numerelor întregi. Este, da? Mulțimea numerelor întregi. Este formată din puncte, puncte, da? Sau mai de undeva din partea asta, nu se știe cât de mult, la minus infinit spunem, da? Și ne ducem în partea asta la plus infinit, dar numai întregi, fără un număr cu zecimale. Deci e vorba de minus 2, minus 1, 0, 1, 2, puncte, puncte, până la plus infinit, da? Puncte, puncte, simbolurile nu le pot pune aici, că nu sunt niște elemente. De ce am pus puncte, puncte? Asta e mulțimea numărul întregi. Ei bine, să vede că ien este de aici în formă. Da? Ienul. Mulțimea numărul natural. Ce pot să spun? Că mulțimea numărul natural este inclusă în Z.
Corect. Da? O primă observație este asta, că IAM este inclus în Z. Dar, în viața practică, nu ne putem descurca numai cu mele întregi. Să zicem, când ne ducem la piață să cumpărăm, nu avem bani, etc., o jumătate de kilogram de mere, de cireșe. 2,5 kg. Deci avem nevoie și de un test de măsură sau de niște numere care se reprezintă nu numai numele întregi, ci și fracționare. Și atunci apar fracțiile, da? 3 fătrimi. 7 cincimi. Minus 2? 3. 3. Da? Aceste sunt toate numere. Din ce mulțime, copii? Din mulțimea Q. Da? Deci mulțimea Q e formată din toate fracțiile de forma modernă. Da? Toate fracțiile cu putință modernă. Cu precizarea că M și N sunt numele din Z. Deci sus. Adică 3, negative 3, sau pozitive. Negative sau pozitive. Și cu observații importante. N diferit de 0. Deci ce diferit de 0 copii? Pentru că fracția nu mai are sens. Sigur, pe la nu se poate face. Ori de câte ori vedea o fracție. Nu stați de vorbă decât după ce vă asigurați pe numitorul diferit de 0. Dacă veți vedea așa. 7 supra 3 minus 2. Condiția care o puneți este? Să nu fie 3x-2 diferit de 0. Imediat. 3x minus 2 diferit de 0. Știți ce ar însemna? Echivalent. X diferit de 2 metri. Corect. Chestia asta o țin foarte bine. Cum ne-ați explicat de mitratul, dar știu cum i-ați explicat de foarte mult timp, ci că ziceați că dacă împărțeam nimic la 4, tot nimic le dădeam, dacă împărțeam ceva... 4 la nimic, putem? 4 la nimic, nu știu ce fac. Cum să împărțim? 4 mere. 4 mere se împart la mine. Păi n-are rost, logică, și se împarți. Nu se poate, e problema. Nu se poate formula. În sine, da? De aceea, împărțirea la 0 nu se poate pentru început. O să vedeți în clasa 11 ce chestiuni de finețe se întâmplă când numărul la numitor e foarte, foarte, foarte mic, valoarea fracției crește extraordinar de mare. Extraordinar de mult. Adică dacă împart pe 3, nu la 0, la 0,0001, el devine foarte mare. El devine așa, e cam mai departe cu 3 supra. Ce înseamnă 0 plus 0, 0, 0? 2, 4, 5. 1 supra 10 la 5. 1 pe 10 la 5. Dar cum se împart două fracții? Nu țin prima, că o trebuie să pe 3 ori 10 la 5. Wow. Și face un pas foarte mare. Cu cât ăsta e mai mic, cu atât numărul e mai mare. Cu cât te apropii de 0, fără să-l atingi, cu atât devine și mai mare. Practic, 3, 3, am zis eu, 3 la 7.000, 3 supra un 0 pozitiv, așa se notează, 0 pozitiv, adică foarte, foarte, foarte mic, se duce spre infinit. Valoarea lui, fracția duce spre infinit. Adică este extrem de mare. Ce să mai facă la rege o să vă Nu mai face geometrie. Nu mai face geometrie. Nu mai face geometrie. Dar este interesant. O să vedeți că sunt lucruri finețe. Bun. Hai să ne întoarcem aici. Deci, prin Q am înțeles toate fracțiile, cu putință, dar toate, care există numai dacă un tor de fel de 0. Unde și un următor și un tor sunt doar dintre Z. Putem să spunem că o includim. Că Z e inclus în Q? Z. Dar spus acolo, e inclus în Z. Z acum e inclus în Q? Da. De ce? Când? De ce minus 2 pe 1? Minus 1 pe 1? A, Z. Deci dacă N, pentru N e egal cu 1, Q este identic Z. Da? Da. Și cum în Z erau și alte variante, clar că
deci cum în Q am numitorul N, nu numai unul, ci și alte valori, atunci e clar că pot să spun aici că Z-ul este inclus, uitați, în cazul particular de N cu 1, Z-ul este inclus în Q. Este mai, ce mai mult. De fapt încep să acoperi o parte din punctele acestea. 1 pe 2 ce se întâmplă? Jumătate are și 1 pe 2, da? 0,5. Adică trebuie împărțit în două. O pătrim și o mai parte. Deci umplu borurile acestea. Oricât m-a străduit să umplu borurile cu fracțiile, nu reușesc. Rămân fine niște, între două fracții, adică între două numere decimale, cele mai apropiate cu putință, rămân în goală. Am să vă dau așa. 0,1, 2, 3, 7, 8, 4, 5, 3, 9, 1, 0, 1. Și 0,1, 2, 3, 7, 8, 4, 5, 3, 9, 1, 0, 2. Ele sunt cele mai apropiate numere, să zicem. Diferă doar din decimala asta, din poziția 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci decimala aceea de acolo diferă. Foarte aproape. Foarte aproape. Le mai pot apropia dacă mă duc cu decimale, deci foarte multe. Și la un moment dat, îi fac la un consecutiv, iar vine acolo, și tot pot mă duc până îmbătrânesc eu, nu mai sunt, vă las pe voi, și continuați voi și fiii voștri, și încă mai putem continua. Acelea se numesc numere? O secundă. Iar cât am vrea să ne apropiem, cu numere finite, cu număr decimal finit. Nu reușim. Deci cu număr decimal finit, tot un gol rămâne. Iar acel gol finuț va fi acoperit de un număr irațional. Dați un exemplu. Radical din 2 este egal cu 1,41, zice aproximativ, dar dacă am vrea să extragem radicalul și am vrea să găsim toate decimalele, niciodată, până la sfârșitul lumii, n-am putea să extragând. Nu se repete un grup de cifre. Deci nu e periodic. Nimic nu se întâmplă. E o dezordine totală. Extragem. Generații de-a rândul. Dar generații de-a rândul să extragem și nu se termină de extras. De aceea e irațional. De aceea astfel de număr este irațional. Deci radical din 2, număr irațional care acoperă golul la finuț de-am vorbit noi. Și în felul ăsta se umple asta. În felul ăsta se umple asta. Și mulțimea. Și finalul infern. Numărul real se creează. Deci asta este un exemplu de număr irațional. Notat cu I. Da? Ce mai numărul irațional? I egal cu. Este un exemplu. Radical din 2. Radical din 3. Radical din 11. Radical din 7. Din 25. Există și radical din 7, 25. Adică ce număr de la puterea a 7-a se facă 25? Un număr ciudat. Și o mai departe. Ele nu sunt fracții. Că fracțiile au un număr finit de decimale. Okay. Sau cele de rădăcini se repetă, au un grup de care se repete. Nu e număr infinit, dar știu că se repetă. Aceste numere, I, împreună cu Q, Egal? Egal, mulțimea numerelor reale. Asta. Da? El reunit cu Q, ca mulțimea numerelor reale. Dragilor, acum am deserat. Am deserat. Nu mai aici la Saxa,
am îndesat și am înțeles ce înseamnă Dumnezeu în lumea reală, apare situația... De fapt, este în el, nu? Sau da, ce? Asta, acum, apare acum posibilitatea să vorbim de un număr cuprins între alte două. Da, da? Deci, apare deseori situația în care spunem X mai mare decât 2. Da, X mai mare ca, ca să pot, știu la ce fel de număr mă gândesc, trebuie să precizez X real. Deci spun și ce fel de X? X real. Adică maximul putință. Că Q la urmă e inclus în el, da? Am spus că el își face din Q la care va adăug ceva. Deci asta ar fi incluziunea clară între mulțimea la puțin de numere. Când am spus X mai mare ca 2 și X aparțin lui el, pe axă înseamnă că mă refer la tot ce și la 2 încolo. Da? La 2 încolo. Și acest lucru îl scriu echivalent. Doi. X aparține de la 2 deschis, adică fără 2. Da. Da. La fără doi. Fără toate. La plus infinit niciodată. Da, deci de la 2 până la plus infinit, dar fără 2 și plus infinit. Niciodată la infinit nu putem. Infinitul este un simbol. Da. Deci eu, niciodată nu vei vedea la, la infinit, interval închis. La plus sau minus infinit, intervalul rămâne deschis, da? Da. Bun. În situația în care voi spune X mai mare egal decât 2, adică avem și cu 2. Dar interval închis 2. Deci o să spun că X aparține de la 2 închis. La plus infinit, da. Dacă veți vedea vreodată scris așa, X, între 2 și 7. X aparține intervalului deschis 2 și intervalului închis 7. X aparține intervalului deschis la 2 la 7. Da, la 2 la 7. 2 deschis, 7 închis. Adică merg cu X și eu fac referire la toți și de la 2 începând, până la 7, inclusiv la 7. Dacă am și posibilitatea să-l ating. De-aia zic și egal. Da? Deci, intervale închise și deschise. Ați înțeles ce înseamnă închis? Mă duc și la el, deschis, nu le iau pe el. Da, și dacă era 2 mai mic sau egal decât X mai mic egal decât 7, erau ambele în interval închis. Deci dacă aș fi fost scris X mai mic egal decât 2 mai mic egal decât 7, acest lucru se traduce, dar spune că X aparține de la 2 la 7. Da? De la 2 la 7. Așadar, asta e cu intervalele. Deci nu e o poveste, dar la explicarea modului noi vorbim de interval. Da? Când am da. Mai zis, m-a făcut semn, tabelul, variația semnului acolo, toate chestii. Cum... Se folosește și aici, cu tabelul? Păi, nu acolo luam intervale, de la minus infinit până la de acolo înainte. A, da. Pe intervale discutam noi. Da? Ca urmare a nevoie de explica modul, traduceam acest lucru folosind tabelul de variația semnului. Doamna, pregătește mai greșit ce s-ar cea. Da. Te rog. Și tu te la 5 pe acolo. Da, să vedem. 2 la 4 în 23. Deci 2 de la pagina? 23. Precizați care dintre mulțimile de mai jos sunt intervale. Deci, 2 de la 23. Așa.
considera mare calculul? Scriu acolo 2, minus 3, 5 și 7. Minus 3? 5 și 7. Și 6, da? E 7. 7, am înțeles, dați-o? 7. Da, e bine. Da, e bine. Nu e interval. Nu. Ca și e o mulțime din 3 elemente. Da? Nu este interval. Că nu fac referire, de fapt, mulțime formate dintr-o a trei obiecte, trei elemente, da? Deci nu este interval. Ok, dar cu paranteză, cu paranteză B, interval deschis. Interval închis minus 3 și interval închis 7. Da. Deci interval deschis, parcă? Interval închis. Așa. Numai 3 și 7. Minus 3. Și 7, așa, da? Da. Asta este interval. Este interval, că înseamnă toți x-ii de la minus 3 inclusiv, una 7. Este. Interval. Pentru că eu înțeleg prin asta că minus 3 îmi emite x-ii sunt între minus 3 și 7. C egal cu deschidem paranteza acolo. Da. Mulțimea. X care mulțime lui R. Toți și din R. Unde e 4. Cu proprietatea. 4 e mai mic egal decât X. 4 mai mic egal decât X. Mai mic decât 7,5. 7,5. Adevărat. E, pentru că X aparține paranteza pătrată. Inter paranteza închisă. 4,6,5 rotund. Ce este intervalul? Deci, este interval. Face referire la toți x și real de la 4 la 7,5. Dar dacă ar fost x și natural, deci dacă aș fi dat așa, ce? De calcul toți x și naturali, cu proprietatea că 4 mai mic de real decât x, mai mic strict decât 7,5. Dar X, domn profesor. X, da, da. Atunci X a fost paranteză pătrată 4,7 în paranteză rotundă. Da, atenție. Nu mai e natural. Da. Păi nu mai e natural de acolo. De la 4,7. Adică trebuie să spun așa, că e altă mulțimea formată din 5, 6 și 7. Asta e nu interval. Nu e interval. Da. Sare. De la 5, la 4, la 5 nu sunt foarte multe numere. Bă, da. Nu, trebuie să iau tot spațiul, toate numerele reale. Deci în clipa care am fixat așa, nu. Nu. Este interval, da? Deci important să mă duc tot. Deci un colo de strămâne. Da? Dar dacă spun C, era o mulțime a tuturor mișor, din Q, cu proprietatea 4 mai mic egal de X, mai mic de 7,5. Aici... Păi toate. Adică. Că poți să iei 4 cu 1, poți să iei 4 și 5 cu 10, nu? Da. Da, deci așa e. E exact ca la prima. Eu zic că nu este interval. De ce? Pentru că în Q este inclus Z și ăsta Z este inclus în el. Și dacă... Și practic ne întoarcem la chestia de sus. De ce crezi tu? De ce nu este interval? Ce-o în varianta asta? Când apar și numerii negative. Nu! Deci interval poate să fie între 4 la 7,5. 4, 7,5, nu-i prea bine, ca și virgulă, virgulă, virgulă. Da, da. Spre punct și virgulă, la 4 punct virgulă. Așa? Da. Ca să... Da. 7,5. Ca să înțelegi, facem distinție între reprezentarea asta.
capetele mele. Lipsesc numele iraționale, golurile de-a fi munții care am spus eu. Așa de... Deci numai cu el. Păi și-am vorbit lipsesc numele iraționale? Păi iraționale înseamnă că între două numele iraționale îți trecură un gol. Da, și la ce? Nu lipsesc și acolo numele iraționale? Unde? Aici? Da. Cum să lipsească? Tot este. Toate numele reale. Adică și iraționale. Că în reale cine erau prinse? Q împreună cu I. Eu mi-am spus așa, Q împreună cu I. Da. Q împreună cu I. Îmi dă Q împreună cu I. Da? Deci atenție! Intervalul înseamnă tot, să nu există un gol. Nici ăla, finuțul. Nu trebuie să fie un gol de acela, că e grav. Da, mulțimea asta. A egal cu toți, nici real. Mai puțin radical din noi. Deci tot să ridic și real, mai puțin radical din doi. Cu proprietatea că X e cuprins între 1, 1 și 4. Nu e, că 1 și 4 e cuprins. Radical din 2 e cuprins între 1 și 4. Lipsește unul singur, lipsește. Radical din 2. Da. Și din cauza asta nu poți spune că este egal intervalul. Deci nu este, e diferit de intervalul care de la 1 la 4. Închis. Că îi lipsește lui radical din 2. Deci are unul și ceva. Da. Are un gol. Da. Da? Deci nu pot să spun că asta este o mulțime. Un interval. Da. Acum că am discutat asta, altceva. De la parte este egal cu schema coladă, x din z, unde x divide 6. Cum spuneam? D este egal cu a coladă, x din z, cu proprietatea că x divide 6. De egal cu mulțime, așa că este funcționat cu orișor. Din z. Din z. Unde x divide 6. Cu proprietatea x divide 6. X îl divide pe 6. Nu e interval. Că iar nici interval, dar nu e interval. Dar cine ar fi? Acei x care îl divid? Din z, z, minus 2, minus 6, minus 3 și minus 6 și minus 1. Păi e x, x îl divid, nu x. Divide pe 6. Divide doar pe 6, nu? Păi 12 divide pe 6. Da. 12? Se divide. Nu îl divide. Deci, x... Ce spuneți? X se divide la 6. Da. Ce face? X divide 6. X, pe cum citești bine? X divide. Fix așa spui, x divide 6. Nu divizor. Păi nu citești bine. Așa spune în cuvinte, divide 6. Așa spune. Da. X îl divide pe 6. Da. Adică trebuia să scrie eu cum aici? 6 se divide la X. Da? X divide 6. Sau 6 se divide la X. X divide 6. Așa trebuie să spui, da? Adică e vorba de divizorii lui 6. Da? Toți divizorii lui 6. Și care sunt divizorii 6? 1, 2, 3, 4. Plus minus 1. Plus minus 2. Plus minus 3 și plus minus 2. Plus minus 3 și plus minus 6. Înseamnă această mulțime în interval? Nu. Nici mai. Nu. Nici mai. Deci nu este interval, da? Da. Nu. Este interval. X egal cu mulțimea în care X este numărul rațional.
Deci cum? Zic că... X egal cu acolo de X aparține lui E. Dar X mare, și da? Da. X aparține. Nu, E, E. Deci E este mulțumat tuturor eșilor reale. Da. Cu proprietatea. Aparține două ori, aparține, aparține. Da. Aparține. Minus 3 mai mult egal decât X. Minus 3 mai mult egal decât X. Deci, înseamnă toți X și reale, foarte important, toți X și reale, cu proprietatea că începe de la minus 3. Este. Este vorba de intervalul, scriem noi, minus 3 închis, la plus infinit, da? Da, și aparține. Este intervalul. Da. Dar important a fost să fie real. F egal cu toți X și linier. F egal cu toți X și linier. Cu proprietatea X mai mic decât 13 pe 5. X mai mic decât 13 pe 5. A, de ce înseamnă asta? Că e adevărat, că X aparține toate numărilor reale. Și cum traduc asta? Ca scriere echivalentă? X aparține... de la 13 pe 5 interval deschis la plus i. Păi da, sunt mai mici. Mai la minus infinit. De la minus infinit. De la minus infinit. Deci egal cu intervalul minus infinit la până la 13 pe 5 închis. De ce nu e clar aici? Dacă e mai mic decât 13 pe 5, ce nu voi fi clar? Mai mic decât... Nu mai numai la ieri. Când dacă o problemă, ieri, dacă e Q sau Z sau... Mai nu mai este interval. Pe viitor, un element, dacă lipsește, sunt niște lucruri banale, da? Dacă nu este clar, da. Hai să vedem. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor. Minus 2 aparține intervalului închis minus 2 plus infinit. Minus 2 închis. Închis. Plus infinit. Aici e adevăr. Adevărat. Este inclusiv la minus 2. Da, e închis în minus 2, da. Inclusiv pe el. Da. 3 aparține intervalului deschis 0, 3 închis. 0, 3, 3 închis. 3 aparține acestui interval? Da. Da. Nu? De ce nu? Opa. Uite, 3 închis. După 3 e închis. Da, bine. Deci, ce? 7 aparține intervalului deschis minus 5, 7? Nu. Minus 5, 7, cum la 7? Deschis. Deschis. Nu, e fără capete. Nu. Vezi, Mirona, dacă interval deschis, fals, fost. Pentru că e deschis. Dacă era paranteză pătrată în 7, îl prindea și pe 7. Exact. Ai înțeles? De 0,1 aparține intervalului deschis 0 plus infinit? Da. Da, urmă că. Corect. 0,1 adică nu e 0 simplu, 0 și ceva. Corect. E, da. Adevărat. Adevărat. E. Minus 5 nu aparține intervalului minus infinit minus 4. Intervalul deschis. Nu aparține, domnul profesor. Nu aparține. Da? La minus infinit întotdeauna o să fie și plus infinit deschis și la minus 4 tot deschis. Fals. E falsă că nu aparține. Să află. El aparține, tot. E contrară, nu aparține. Deci e falsă. Yes. Minus 5 aparține intervalului minus deschis, minus 5 plus infinit. Și închis la plus infinit? La plus infinit niciodată nu e închis. Și la minus 5. Simbolul, zis, da? Fals. Este fals. Exercițiul numărul 5, de la pagina 24. Scrieți acolo dumneavoastră fotometru și eu șterg. Da. 5 de la pagina 24. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor. Mulțimea numerelor naturale este inclusă în intervalul închis 0 plus infinit. Închis în 0. Da. Mulțimea numerelor naturale. Da. Sigur că da. Pe
zic 0, 1, 2, 3. Intervalul ăsta ne conține pe foarte multe infinitate, dar și pe numele naturale pe toate, da? Deci este adevărat. B. Intervalul închis 0 plus infinit este inclus în el? 0 plus infinit. Este inclus în el? Este? Da. Fals. Adevărat sau fals? Adevărat. Fals. Fals. De ce are fals? Ce răspuns? Cum nu este 0 plus infinit, nu este... Păi 0 plus infinit. Înseamnă foarte multe. 0,1, 0,2, toate în fracțiile, toate în mele. Și în el sunt 0, 1, 2, 3. O mulțime inclus în alfa, când toate elementele de aici sunt și de acolo. Adică și 0,1 și fracțiile sunt? Deci? Deci e fals. Fals. Dacă era în el, era corect? Deci în el? Da. În el era corect? Da. Deci 0 plus infinit este inclus în el, da? El conține tot. Și în Q? Și în Q? Nu. 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 A dat golul care a ținut. Da. Mi-a povestit. El a dat. Da. Deci în concluzie, asta este fals. Fals. Ce? Minus 1, 1, între ambalare, sau să vă spun. Mulțimea formată de elementele 1 și minus 1. Da. Este inclusă în intervalul închis minus 1 deschis în 1? Minus 1, 1 deschis. Cele două elemente. Stai puțin. Da. Nu. Nu. Că și 1 ar trebui să fie. Ar trebui să fie. Asta. Dacă ar fost închis la 1, era inclus. Deci o mulțime inclusă în alta, când toate elementele de aici le găsim și aici. O nu găsim acolo, nu? Deci fals. De. Intervalul deschis minus 2, închis în 3. Minus 2, închis în 3. Da, minus 2 deschis, domnul. Minus 2. Deschis. Minus 2 deschis. Este inclus în intervalul închis în minus 2. Plus infinit. Vreau să fie deschis? Da, mă. Mama, Alexia. Dar asta e un simbol. Nu. Nu, sigur nu. Ce de ce? Că e adevărat. Minus 2 nu aparține. Adică acolo minus 2 e deschis și acolo e închis. Și minus 2 de aplicăm la asta. Că acolo minus 2 nu aparține. Adică se întâmplă să ai un element aici și să nu fie aici? Da. Care? Minus 2. Păi este, uite, păi minus 2 aici nu e. Și aici este, deci chiar mai mult. Ai înțeles? Deci, asta de aici începe și cu minus 2. Da. Și tot se duce până la plus infinit. Când dai acolo. Asta începe fără minus 2. Da? Fără minus 2. Da. E mai mică. Că îl pierde pe minus 2. Până la 3. Până la 3. Și nu se află 3 aici. Dacă ar fi să reprezentăm grață, în luna. Bă, da, da, astea, da. Păi mai atenție. Da. În luna, păi, nu. Deci minus 1, minus 2, da? De la minus 2 până la plus infinit. Adică așa. Adică asta este. Minus 2 plus infinit închis, da? Și pe urmă eu am, miruna, eu am intervalul minus 2, deschis, adică fără să le dau pe minus 2, îl pierde doar pe ăsta, până unde le-am? La 3. 3. 1, 1, 2, 3. Și pe 3. Da. Ăsta nu s-a fi inclus în asta? Da. Segmentul ăsta nu se vede că e inclus în toată asta? Da. Este. În concluzie, adevărat. Este adevărat. Deci este inclusă adevărat. Interval deschis. Minus 0,5. Minus 0,5. Și 3,2. Pun și virgulă. Da. 3,2. Este inclus în Q. 3,2 tot deschis? Da.
inclusiv în Q. Da. De ce faci asta? Că mai sunt bucățelele alea mici. Nu bucățele. Poți. Golurile alea, da? Golurile, da. De ce sunt golurile? O clasă de goluri, sunt și iraționale. O infinitate de goluri. Și Q nu intră și la iraționale. Dacă era în el, era? Unul singur. Dacă era în el, da. Păi Q-ul e mult mai mare, gândi la minus infinit încolo. Păi cum să știu inclus în într-un interval? Nu, no, atunci aparțin. A, aparțin e altceva. Q-ul nu poți să... Între mulțimi, nu poți să existe grața de apartenență. Mm-hmm. Între elemente și mulțimi. Eu spun nu așa, nu spun că mulțimea elevilor clasei a 8-a de la Bacovia, sau cum se cheamă acum? Da, Ferdinand. Ferdinand. Clasa 8-a, nu știu care 8-a sunteți voi. A, A și B. A, sunteți voi. Mulțimea elevilor claselor A 8-a A este, nu pot spune că aparține, mulțimea aparține elevilor școlii Ferdinand. Ci este inclusă ea mulțimea. Dar despre eleva Miruna, pot să spun că aparține eleva, aparține atât clasei, cât și școlii. Ea, Miruna, este aparține. Deci, relația de apartenență, asta este. Scrieți în cuvinte, relația de apartenență. Se stabilește între un element și o mulțime. Se stabilește între un element și o mulțime. Adică aparține sau nu aparține? Aparține așa și nu aparține o taie. Deci se stabilește între un element și o mulțime. Deci, relația de incluziune, așa. Relația de incluziune se stabilește între două mulțimi. Da? Se stabilește între două mulțimi. De acum nu mai spun niciodată, Miruna, cât ne mai, câte vreme mai întâlnim noi, nu mai spun niciodată că o mulțime aparține alte mulțimi. Da? Să ne zic totuși, Q și e inclusă, domn profesor. Cam discutat? Deci, asta spun. Q este inclusă, nu? El e. Da? Q e o parte, pentru că Q împreună cu I fac mulțimea. Mulțimea real. Îndeasă bine. Umple. Cum să fie o mulțime între două omuligene acolo? Între două... Da. Într-un interval. Un interval, corect. Da? Nici vorba. Nici vorba. Astfel de mulțime. Astfel de mulțime. Da, am o problemă de făcut. Da. Și vinde o comandă, nu? Da. Și e. Ce m-a sunat de problemă din clasa 10-a. Deci e ce problemă? De a 5-a. Așa. E. Intervalul deschis minus 1, 3 minus 1, 3 egal cu intervalul închis 0, 3 3 închis 3 închis copiii sunt direci închis în 3, domn profesor, la prima parte închis, da. Da. Deci intervalul ăsta nu. Minus 1, 3 nu. Da, da, da. Este da. Egalitate, da? Adin? E foarte. De ce?
Ca să fii diferit. Ca să fii diferit. Și că n-am fi ce justificare cu un profesor, da? Îmi vine minte de anul trecut la clasa a patra, dintre cele trei fetițe care erau acolo. Deci eu o zis, ea așa, o zis, ea așa, eu zic așa. Ne amintesc noi, cineva spunea, ca să fii diferit. Ca să fii diferit, nu mai mult. Deci e adevărat sau fals, copii? Adevărat. Hai să vedem, Mirna. Ca de ai zis 0, 1, 2, 3. De acolo. Da. Și minus 1 este aici. Uite, acum am zis domnul profesor Ali, sta. Da. Minusul mai zis domnul profesor. Da. Ali, în prima variantă, mulțimea de aici e o mulțime. Mulțime. Mulțimea de aici e la minus 1. 1. Dar așa, minus 1. Până la 3. Nu uitați că minus 3, nu minus 1. Puneți minus 1, domnul. Da, minus 1. Da. Da. La minus 1, uite la 1. Asta este, asta e prima mulțime, da? Fără, fără prin minus 1, da. Da. Cea de-a doua mulțime este începând de la 0, inclusiv 0, adică este așa, de la 0 până la 3, inclusiv 3. Este egalitate între astea două. E cum e rău? Cum e doamna? Uite cât e de mare asta și cât e mare. Da, asta e și foarte simplu. Ok. De la minus 1 la 3, sunt 0 și 3. De la minus 1 la 3? Sunt 0, 1, 2 și 3. Păi cum, în interval? În interval sunt mai 0, 1, 2 și 3? Și mai și minus 0, 0,99. O fac în degeaba asta. Mai și minus 0,99. Tot. Deci nu trebuie să lipsești nimic. Uite, mai este cu bucățica aia, care se joacă din numele. Ce zic, nu știa asta, nu știa. Deci ea nu avea mâncat. Deci am arătat chiar în mail. Deci lasă-mă, ca să înțeleagă și ea. Deci unde e trebuie mai lung și unde e mai scurt, de aia nu sunt egal. Da? Deci asta trebuie să înțelegem. Bun. Mai iau eu un exemplu. Ce părere aveți între 0 și 3, așa, și 0 și 3, așa, este egalitate? Este egal asta? Da. Asta, da. Egalitate. Asta, da, nu? Am da. Voi zice egalitate? Da. Da. Și eu zic nu, domnul. Nici eu zic, și eu zic nu. De ce? Că acolo e fără zero. Asta. Și îți puncte alea. Deci e fără zero, din pace. Are și de tot. Și aici are și bolurile alea niște da. Mm-hmm. Dar nu le-a pe capăt. Aici nu le-a pe capăt. E zero nu le-a. Deci... De când acolo le-a. Mm-hmm. E începe cu zero. Îi lipsește un element, toată zero. Diferența este de un singur... element. Doar cu 0. Și atunci aveți egale. Două mulțime se sunt egale, dar cu aceleași elemente. Aceleași minune, noi mai lucrăm la asta dacă ți-e așa de greu. De 0 aici nu aparține. Hai să mutăm pe asta cu A și asta cu B. Sunt diferite aici, da? Nu sunt egale. De 0 aici nu aparține lui A. Pe când dincolo, 0 aparține lui B. Adică 0 nu aparține, aparține lui A. Nu aparține lui A. Reacție, un aparține, domnul profesor. Așa. 0 nu aparține lui A. Și aici 0 aparține lui B. Începe cu 0. Da. Corect. Ne mai lămurim, domnul profesor, mai lucrez, mai lucrez eu pe weekend. E clar, trebuie să faci asta, Mirna. Eu zic, ceva nu ți-e clar, ai făcut axa, reprezint cum faci domnul profesor aici și vezi, în felul ăsta vezi clar lucrurile. Eu așa aș face, de exemplu, dacă mi-ar fi clar. Deci intervalul înseamnă segmentul. Mm-hmm. Segmentul, de acolo până acolo. Și între... și asta, la precizarea, că toate punctele, de aia zice segmentul, adică e și real. Dacă iau niște puncte de acolo, din segment, iau ceva.
Zbat cu glacena. Când din Yin sau din Yang, din Yin sau din Z sau din Q, e limpede că sunt sani și sunt bolnavi acolo. Nu mai sunt intervase. Da. Eu vreau să mai dau un exemplu. Așa. Intervalul 0, 3, reunit cu mulțimea formată din 5, a mare, egal cu intervalul 0, 3, reunit cu 5, este interval? 0, 3, reunit cu 5, nu. Adică. De 0, 3, reunit cu 5. Este interval? Da sau nu? Sau nu știu? Sau vreau să răspund. Ia zis nu. De ce crezi că a zis nu? A avut un motiv? Nu știu. E reunit în el, nu? Da. Deci la 0, 3, am adăugat și pe 5. Este interval? Haideți, mai copii, mulțim. Nu. 0, 5, cum să nu fie? Ce înseamnă reuniunea? Le pune la urmă pe toate, nu? Nu, domnul profesor? Mă te grăbi. Reuniunea înseamnă că le pune la urmă pe toate? Sigur că da. Dar înseamnă așa pe 0, 1, 2, 3 și 5. Atenții, numai numere naturale? Sunt eu! Esențial! La el! Esențial! La el face tot! Deci de la 0 da, la 3 până la 1, 2, 3 am pus tot! Tot, da! Pe interval, da? Tot! Da! Tot e! Și am mai adăugat! Pentru 5 și pe 5 și pe 5 care e pe aici până da? Da! Când l-am adăugat pe ăsta 5 așa. Am stricat tot. Ce interval? Da, pentru că am dat unul acolo și am stricat. Asta nu este interval. S-a sărit aici. Asta e bun acolo. Nu mai este. Domnul e prins. Da, corect. Da? Da, corect. De 35 n-ai. Deci asta a fost. Am stricat. Adăugându-l pe 5, am stricat. Și nu are un interval. Nu este interval. Deci nu este interval. Să când e interval? Dacă era reunit cu 4, era interval. Dacă era reunit cu 4, era interval. Nu cu reunit cu 4, dacă era de la 3. Tot închis. Deci dacă zici mai mare, era cu 0, 3, reunit cu 3. Reunit cu 3 închis. Ca element. Da. Face 0, 3 închis. Deci am pus capătul pe amințat, dar a lipit acolo. Da? Da. Și dacă zicem cu 3,5, reunim cu 3,5, iar am stricat? Deci dacă am zis, dacă am reunit cu? Cu 3,5. Cu 3,5? Da. Deci zicem așa am... Ca interval. Da. Atenție, 0, 3. Da. Deschis. Da. Și reunit. Reunit cu? 3,5. Cum vrei să închis în 3. Ah. 3, 5, ce așa. Da. Intervalul. Da. Face 0 deschis la 5 închis. Deci se lipește. Ce e ce înseamnă? S-a apropiat de 3 fără să le dat. Din asta la duce. Studiază, să-și face structura. Deci ați văzut cum? Numai așa. Dacă era deschis în 3, ia striga. Deci, dacă luăm așa, de mare, ca la funcția 0, intervalul 0, 3 reunit cu 3 deschis plus 5, așa. Asta este, nu mai este un interval. Este o reuniune de două intervale. Că este, dacă vreți, 0 deschis până la... 1, 2, 3. 1, 2 la pion. 1 la pion. Păi și unde aici? Nu va rămâne mulți oameni naturale în minuna. Totul, de sapt. Sau că întregi. Da. Deci, ce luăm și pe 0? Aici. Fără 0. Fără 0.
mă duc la 5, dar minus mulțimea formată din elementul 3. Da? Este 0,5. Lamele deschis. Mai puțin 3. Mai puțin 3. Și atunci mai este mulțime. Din tot ce însemna continuitatea, acolo sare un punct. 3. Am înțeles. Și nu este interval. Am înțeles. Trebuie să tot. Ai înțeles? Mai lucră. Mă să mai lucră. Mai lucră. Da. Te rog. 6 de la pagina 24. 6. De la pagina 24. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor. Minus 2 aparține. Valoarea de adevăr. Minus 2 aparține intervalului minus infinit minus 1. Deschis. Minus 2 aparține intervalului minus infinit minus 1. Deschis. Sau minus 2 aparține intervalului 0 închis. Dar să răspundem aici. În continuare sau. Sau. Sau lui minus 2. Minus 2 aparține intervalului 0 închis plus infinit. Minus 2 aparține 0 închis. 0 închis. Plus infinit. Plus infinit. Adică asta sau asta? Cealaltă. Nu, prima ce două. A doua e adevărată? Eu zic că e prima adevărată. Și eu la fel. Prima. Păi, la a doua e de la 0 încolo, Ani. Inclusiv 0. Sunt mai de la 0 încolo. În plus la plus. Uite aici. De la 0 încolo. Și minus 2 unde? Minus 2 este. Da. Stai de la minus 1 încolo, spre minus infinit. Deci, în partea stângă, îl găsesc. Minus infinit, minus 1. Corect. Deci asta este adevărat. Și cealaltă falsă. Falsă. B. 0 aparține intervalului deschis minus 4 de la. Vreau să-ți înțeleg bine exercițiul. Stabiliți valoarea de adevărat propozitivă. Aici am zis? Da. Uitați aici, domnul. Așa. Urmăriți-mă, că ce e manta cu dechis. Adică și trebuie să-i poate. Propoziția este toată așa. La un capul la altul. Era un capul la altul. Aha, mi-am zis, a. O secundă. Păi asta era altul, da. Pe toată eu. O secundă, că din păcate, aici e un lucru pe care trebuie să vă răspundăm. Este așa. Propoziția asta e formată din două propoziții simple. Este o propoziție compusă. Și conectorul logic care leagă pe cele două este sau. Ei, eu acum trebuie să văd pe propoziția asta ca una, nu, ca un lat. Ca un întreg, să ca un întreg, da. Deci falsă. Iată, ce-i falsă? Nu? Nu, nu. Iată, așa. Pentru ca o propoziție compusă din două propoziții simple să fie un conector sau adevărate, este nevoie ca una din ele să fie adevărată. Atunci e adevărat. Da, una să fie adevărată. Când e conectorul sau. Și când e conectorul și? O secundă. Pentru asta am să vă fac tabela de adevăr. Pentru sau. Corect. Deci sau. Tabela de adevăr pentru sau. Tabela. Adevăr. Pentru sau. Sau. Sau intuiție. Sau așa. Dar conectorul. Nu, eu nu paradezic. Logic, da. Sau așa. Simbolul este așa. Sau. Așa se citește. Tabela de adevăr pentru sau pentru două propoziții este următoarea. Să ne închipuim, avem propozițiile B, Q, P, Q, care pentru 0 falsul, zic, deci când e falsă pun 0 și când e adevărat pun 1. Adevărat. Adevărat.
Un 1. Deci pentru fast spun 0. Pentru adevăr punem 1. Asta înseamnă că am variante 0, 0, 0, 1, adică am două false, 1, 0, 0, 1, da. 1, 0, 1, 1. Bun, dar sunt B9. Nu, e Q acolo. B, Q. Q, o propoziție e Q. Da? Simple. Am luat două propoziții, da? Simple, B și Q. Ele, în... preună, au cele patru variante. Da. Le puteți surprinde. Ei sunt amândouă false și atunci false. Falsă. Una e falsă, alta e adevărată, dar cele patru. Acum, le elegem monitorul P sau Q. P sau Q. Este o nouă propoziție. Păi. Și care va avea? Pentru falsă, va fi adevărat, prima 0. Deci, la prima 1. Pentru fals, fals? Fals, fals. Fals! Fals este. Când am fals, fals. 0 e fals. Da. 0 e fals. Da. Fals. 0. Fals. Fals adevărat? Adevărat. Adevărat. Una să fie. Adevărat, fals, adevărat? Adevărat. Și atunci și aia tot adevărat. Deci e falsă când sunt amândouă fals. Asta. Pentru sau. Da. Să facem tabela și pentru corect.